Dragi copii, vă plac bufnițele! Astăzi vom face o activitate în care vom confecționa o bufniță cu mai multe elemente din natură. Pentru această activitate vom avea nevoie de următoarele. Un con de brad, două capace de ghindă, doi ochi mobili, două frunzulițe mici și silipici. Pentru început, Vom lipi cu silipici ochișorii în interiorul capacelor de ghindă. Apoi, ochișorii realizați îi vom lipi pe conul de brad. După aceea, cu silipici vom lipi și frunzulițele pe pos de aripioare. Și iată ce frumoasă a ieșit bufnița noastră. Dacă doriți, o puteți așeza într-un copac așa cum am făcut și eu. Dacă v-a plăcut această activitate, nu uitați să dați like la video și subscribe la canalul de YouTube.